Ținem un moment de reculegere în memoria tovarășului Nicolae Ceaușescu. După 32 de ani, zeci de români îl regretă încă pe Ceaușescu și consideră că viața în perioada comunistă a fost mai bună. De ce credeți dumneavoastră că era mai bine atunci? Pentru că era ordine în țară, aveai loc de muncă, aveai locuință asigurată. Astăzi, dacă ai bani, ai casă. N-ai bani, n-ai, pleci în străinătate. Sigur că da, am prins acea perioadă. Aveam 9 ani când a căzut și nu mi-amintesc să fi lipsit nimic. Nimic. Este minciună că nu era nimeni ca să moară de foame. 26 ianuarie era, înainte de 1989, o adevărată sărbătoare națională marcată de cultul personalității, deși România lui Ceaușescu însemna de fapt teroare, frig, foame și cozi. Nostalgicii își amintesc însă cu plăcere de acea perioadă. Am trăit foarte bine pe vremea lui Ceaușescu. Se dea casă. Am schimbat casele precum ciorapii. Acum ai un copil, cine-i de casă? Întâlnirea de la mormântul soților Ceaușescu a fost, ca de obicei, prilej de cântece și poezii. Scoală-te, neanicule, din morți și dă-ne servici la toți, căci noi am făcut mare păcat atunci când te-am împușcat. Un sondaj realizat de INSCOP acum 2 ani arată că la 30 de ani de la căderea comunismului, procentul românilor care cred că situația de atunci era mai bună depășește 50%.